Crezi că mai e timp până mă fac eu mare, dar unde sunt mâine, nu-i cât o îmbrățișare. Azi în locul tău e doar un telefon și odată într-un an poate un bilet de avion. La ce e bun o casă când tu nu ești în ea? Chiar și-o masă plină când tu nu ești la ea. Te văd aproape zilnic pe un ecran prea mic, prea mic să vezi cum cresc. Prea mic și imposibil să-mi spui a mie oară, pune-ți ceva pe cap că bate vântul afară. Prea mic și imposibil să nu stuc zilnic dorul, ești prea departe, crezi că mai e timp. Când am mai să-ți spunem la mulți ani, zice de partea cui? Mulți ani ține de la... Corect, ai ghicit și Mania pregătește un mesaj pentru tine, spirituale ficei. Scumpa Mane, dulce floare, tu mi-ai pus lumea la picioare. În clipa când te-ai născut am înțeles prea bine că viața sufletului meu și a mea iubire ți aparține. Tu m-ai făcut să știu ce înseamnă dragoste adevărată. Aceasta e dragostea de mamă pentru a ei fată. Tu ești motivul meu de bucurie. Respir și trăiesc doar pentru tine. Tu-mi dai puteri să merg înainte, ești cea care mă înțelegi fără de cuvinte. Comoara mamei scumpă, prințesa mea frumoasă, îți doresc să fii fericită și să ai o viață frumoasă. Fără tristeți, scăderi sau dezamăgiri, ci doar cu vise realizate și împliniri. Căci fiecare lacrimă a ta va semăna durere în inima mea. Îți doresc pe-al veții drum îngerașul să te ocrotească, toți din jur să te respecte și să te iubească. Succese să ai în tot ceea ce faci, alături doar de oameni dragi. De bunicuța să asculți că ea e zbor de înțelepciune, te iubește necondiționat și te învață doar lucruri bune. Astăzi, mami de departe, îți dorește multă, multă sănătate. Și nu mi-ajung acum cuvinte să-ți exprim inima mamei ce în aceste clipe simte. Vreau doar să știi că mami te iubește și tot binele din lume îți dorește. Mami muncește pentru tine să ai de toate și să o duci bine. Și oricât de mare nu ar fi distanța, vei simți dragostea, susținerea și căldura mea. La mulți ani, Crinuța, cu drag mama și bunica! La mulți ani, Crinuța! Vrei să transmiți și tu ceva lui Mănica? Ce vrei să spui lui Mănica? În primul rând vreau să-i mulțumesc că mi-a făcut atât bine pentru mine. În doilea rând vreau să-i spun că o iubesc foarte tare și o aștept la noi, acasă. Așa. Mi-e dor de tine, mamă, mi-e dor de-al tău cuvânt. Nu vreau să mai separe vieți acest pământ. E dor de pus în ramă, mi-e greu să mai privesc. Un telefon mai sună să-mi spună: lipsește din ale tale mâini.
Și pot să mai cred că drumul ce urmează duc spre același punct, ca să devină un nou început.